că sunt lector universitar la Catedra de Filosofie a Umanității, Medicină și Farmacie din Târgoviște. Sunt moderatorul acestei dezbateri și mă bucur să am alături cei mai importanți profesori din oraș, rector de universități importante și realizatorii studiului, doi colegi de mei, distinși sociologi. Vom discuta, domnul primar, de asemenea, Timișoare, sigur, îi voi prezenta pe fiecare. Alături de mine seara, domnul primar, Emil Fritz, domnul rector Florin Bredean, Universității Politehnică Timișoara, domnul rector Marilen Pirtea, Universității de Vest, colegii mei, Marius Matichescu, rector în stat, doctor prodecan, și colegul nostru, domnul Bredean, de asemenea, prodecan și sociolog, specializat pe geografie socială. Deși vor discuta despre acest eveniment, vom aborda acest studiu, care, în opinia mea, oferă câțiva indicatori importanți despre cum gândesc timișoreni, despre felul în care văd tendințele. Desigur, studiul a fost făcut în 2021, este important de spus acest lucru, prin câteva metode sociologice distincte, despre care vor fi autorii studiului. Însă, ca să nu mai lungim vorba, voi da cuvântul de deschidere, gazdei noastre, domnul profesor dr. Marilen Pirtea. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor, domnule primar, domnule rector, dragi colegi, domnul prorector de la medicină și agronomie, distinși invitați. Acest eveniment, ca spune, este unul de tradiție, este unul deja care are o anumită consecvență și un barometru este necesar, evident, în foarte multe domenii, pentru că deciziile trebuie luate ulterior în baza unor date statistice, în baza unor tendințe, în baza unor dorințe și evident că vom face acest lucru atât noi la UBSF din Timișoara, dar mă bucur că și la nivelul primăriei Timișoara se întâmplă acest lucru. Acest barometru este comandat de primăria Timișoara și pus la dispoziție de către colegii de la Facultatea de Geografie, Psihologie și alți colegi, dar este gândit, generat în cadrul Alianței Timișoara Universitară, pentru că, așa cum am decis acum ceva vreme, cele patru universități, într-un forum coagulat, pun resurse împreună, de tot felul resurse, pentru a dezvolta, să spunem, această zonă educațională și nu numai. Asta e un factor generator de cunoaștere, de know-how, de dinamism, de vitalitate, de tineret și cred că este o decizie corectă. Mulțumesc, domnule primar Fritz, pentru această abordare și, în continuare, vă asigurăm de toată, spunem, implicarea noastră ca universități și de tot sprijinul pentru o Timișoară cât mai bună și, așa cum se doresc timișorenii, lucruri care rezultă chiar și prima. Mulțumesc! Dimineața, sau nu mai este dimineața. Mai am minute de dimineață. Da, 20. Mă bucur mult că suntem aici. E într-adevăr un eveniment de tradiție, un barometru de tradiție, dar cu o mică schimbare sau noutate, că într-adevăr pentru prima oară acest barometru este comandat, plătit, dacă vreți așa, de Primăria Timișoara. Și prin asta, asta o să auzim, că s-a triplat numărul de respondenți și a fost o ocazie să mergem un pic mai departe decât de obicei. Și am făcut acest lucru pentru că pentru noi este important să luăm decizii, într-adevăr, pe baza unor date concrete și să luăm decizii cât mai aproape de cetățeni. Și acest barometru, într-adevăr, este de fapt un barometru al percepțiilor oamenilor și ce ne-a fost foarte important, nu doar în general a timișorenilor, ci și să avem cât de cât o idee despre cartierele Timișoarei și diferențele de percepție a calității vieții și în cartiere. Tocmai ca asta să devină o bază pentru politicile publice ale primăriei. Dar, și asta e foarte important și e reflectat de cumva oamenii pe care i-am invitat la această prezentare, aceste date nu sunt ale noastre, ci ale comunității și vrem
să fie și folosite și înțelese de comunitatea. Mă bucur că sunt mai multe instituții din suburbia primăriei aici, Direcția de Asistență Socială, spitale, sunt și societăți, avem orticultură aici și o să vedem că spații diversi sunt foarte importante pentru, pentru timișoreni, avem ONG-uri aici, firme. Și speranța noastră este ca fiecare dintre dumneavoastră să poată să tragă niște concluzii pentru activitatea instituțiilor sau firmelor sau companiilor pe care le reprezentați. Tocmai pentru că nu trebuie să existe un monopol asupra acestor date și asupra concluziilor. Eu mulțumesc echipei care a care a realizat acest studiu. Mulțumesc Universității de Vest și tuturor universităților din Timișoara, pentru că această idee să lucrăm, să facem politici publice pe baza datelor și pe baza unor parteneriate puternice cu cercetătorii care sunt și trăiesc și cercetează în Timișoara, această idee vrem să, să o întărim. Și de aceea eu cel puțin sunt foarte curios, bine știu, recunosc că m-am uitat pe rezultate înainte, dar sunt foarte curios ce concluzii o să tragem împreună în acest eveniment și în acest. Bună ziua tuturor, domnule primar, domnule rector, domnilor rectori, stimați colegi și dragi studenți. Primul rând, e așezat acest parametru al calității sub umbrela tu. Pot să vă spun că chiar în această dimineață, înainte de a veni o întâlnire cu colegii la Universitatea de Vest, în cu cei de la Politehnică, legat de obținerea cu cineva din străinătate din Norvegia, pe zona culturală, din zona capitală culturală, pentru anumite activități pe care se face împreună în, în perioada următoare și anul viitor. Mi-aș dori și poate că se va putea ca acest barometru care să se implice efectiv și și oameni din celelalte universități, bineînțeles, sub coordonarea colegilor de la Universitatea de Vest, pentru că aici aveți instrumentele clar prezente, pentru că e o muncă pe care o apreciez, e destul de dificilă, sunt multe date pe care le-ați spune și, și chiar apreciez acest lucru, și aș spune că acest barometru sunt foarte curios cum arată, cu toate că de atunci s-au întâmplat multe lucruri, de la, de la sondarea pe care ați făcut-o, și posibil percepția să se schimbe mult mai dinamic, cred că aici voi, colegii noștri, știți mult mai bine cum se întâmplă lucrurile. A început un război din nefericire, s-a încheiat, dar nu s-a încheiat, aici sunt colegii proiectori de la Universitatea de Medicină, s-a încheiat, dar nu s-a încheiat o pandemie, aparent s-a încheiat, dar înțelegem că nu. Și cred că percepțiile sunt destul de, de afectate de perioada în care sunt făcute. Dar aici cred că puteți prezenta date mult mai clare decât percepția pe care o am acum. Pe de altă parte, e vorba de o percepție și aici mă aștept ca primăria orașului, bineînțeles, o interpretare a statului, așa cum zice domnul primar, dar sunt convins că au și date care pot să valideze până la urmă, fiind vorba de percepții, nu e neapărat o realitate întotdeauna. O percepție mai proastă poate să fie influențată, eu știu, de luna anului în care a fost făcută, să zicem, sau de, de perioada mai dificilă pandemică de atunci. Oricum, mă bucur că Primăria Timișorii a decis să, să finanțeze acest proiect și cred că poate crește și aduce în continuare, pe lângă cel de acum, în continuare, în anii următori, o îmbunătățire a calității vieții, pentru, pentru că până la urmă, în momentul în care facem un, un barometru, nu dorim să schimbăm percepția, cred eu, ci dorim să îmbunătățim calitatea vieții. Și aici Primăria va avea instrumentele necesare pentru, pentru a o face. Mulțumesc și sunt foarte curios să, să văd cum stăm. Mulțumesc! Cu anul 2016, bazându-ne pe o metodologie utilizată de Comisia Europeană pentru a evalua calitatea vieții în orașele din, din Europa. Prin urmare, de manieră constantă, începând din 2016 până acum, avem același instrument cu un set de întrebări care au rămas constante și neschimbate. Pe parcursul timpului, unele întrebări sunt, au venit ca și întrebări noi, chiar și anul acesta. Avem un set de întrebări noi, sunt cele legate de DESI, indexul DESI, dar despre acesta o să prezentăm un pic, o să le prezentăm în, în, în cadrul, cadrul prezentării.
Cert este că, în câteva cuvinte, pot să vă spun că acest barometru este realizat de o echipă interdisciplinară de la Universitatea de Vest, care cuprinde sociologi, pe subsemnat, cum ales Manichescu, pe colegul meu, Alexandru Drăgan, corector la Facultatea de Geografie, prodecan la Facultatea de Geografie cu responsabilități pe geografie socială, îl avem în față pe colegul de la Științe Politice, care se porteasa, Delia Vârgă, directoarea Departamentului de Psihologie, și nu în ultimul rând, Silvia Ferăscu și de la Departamentul de Științe Politice și Daniel Lucheș de la Departamentul de Cercetare al Universității. Prin urmare, am încercat să cooptăm cât mai mulți oameni cu expertiză cât mai diferențiată și diversificată, tocmai pentru în ultimul an, a fost 20 noiembrie, 30 decembrie 2021, eșantionul a fost unul stratificat în funcție de gen, vârstă și am încercat să ținem cont și de densitățile existente la nivelul fiecărui cartier, adică dacă într-un cap, fără să avem reprezentativitate la nivel de cartier, reprezentativitatea este la nivel de... Am avut în calcul 36 de cartiere, așa cum sunt cunoscute ele în municipiul Timișoara. Ca și demers istoric, lucrurile au stat cam în felul acesta, din punct de vedere al datelor pe care le-am cules și a subiecțiilor pe care i-am intervievat. Dacă în 2016 am avut 1367, în 2007 1600, am ajuns ca în anul 2021 să avem 3600. Trebuie ținut cont de faptul că înainte de pandemie, și aici mă refer în perioada 2016-2019, am cules datele de manieră față în față, prin contactul nemijlocit și direct cu respondenții noștri. În 2020 am realizat doar telefonic, datorită pandemiei, pentru că acest contact nu a fost posibil. În 2021 am revenit la față în față, dar am diversificat, ca să spunem așa, canalele de colectare, mergând și pe telefonic și online. Din punct de vedere al eșantionului, aici avem structura eșantionului pe gen și pe vârstă. Și aici avem distribuția spațială a persoanelor care au fost chestionate în anul 2021. Cam așa arată, sau așa arată distribuția lor la nivelul orașului. O să vedeți, după cum vedeți, puteți observa că în cartierele mai concentrate avem mai mulți respondenți. Iar aici, cu mai mult roșu, avem distribuția respondenților noștri din 2016 și până acum. Da? Reau oarecum elementele de cuprins, un pic mai operaționalizate aici, și, dar nu insist asupra lor, pentru că o să le amintesc pe fiecare în parte la momentul oportun. Direcția în care se îndreaptă orașul Timișoara. Este prima întrebare pe care o avem în cadrul chestionarului, întrebare pe care am reluat-o în fiecare. Uitându-ne la anul 2021, care este un an, sau care continuă, este un an aparte, dacă ne gândim și inclusiv la anul 2020, observăm că 48% dintre respondenții noștri consideră că direcția în care se îndreaptă orașul este una greșită. 37,5% consideră că direcția este bună, iar 14,2% consideră că, adică nu știu, nu pot răspunde, răspund că nu pot aprecia. Pentru a înțelege mai bine acest aspect, am încercat să ne uităm la câteva elemente ce țin de văr, gen, vârstă, educație și observăm, spre exemplu, că nu există variații semnificative între bărbați și femei. Există ușoare variații în ceea ce privește nivelul de educație și aici putem observa că, fără a avea diferențe semnificative pe măsură ce cresc studiile, crește și gradul de orientare către un răspuns bun, către direcția bună. În același timp, persoanele care sunt mai tinere răspund preponderent că direcția este bună. Pentru a înțelege acest aspect și să vedem în ce măsură este condiționat sau este relaționată direcția, am încercat să ne uităm și la elementele ce țin de viața personală. Și aici avem
câțiva indicatori cu privire la calitatea propriei vieți. Punctual. Ne-am uitat la situația financiară pe care o are respondentul, la modul general a felul în care trăiește, la serviciul pe care îl are, starea de sănătate pe care o au și, nu în ultimul rând, locuința. Dacă ne uităm la zona cu cel mai mult roșu, ca să zic așa, și observăm că cel mai, deși în proporții relativ mici, starea financiară, felul în care trăiți, serviciul, sunt cele care sunt, de care oamenii sunt cei mai nemulțumiți. Starea de sănătate și locuința sunt cu răspunsuri preponderent pozitiv. Dar cert este că, per general, dacă ne uităm la acest grafic, observăm că, per general, satisfacția cu privire la calitatea propriei vieți a timișorenilor este una destul de ridicată. Analizată din punct de vedere longitudinal, observ din 2016 până acum, observăm că nu de la 2000, suntem într-o oarecare, într-o continuă creștere, ca să spunem așa, relativă creștere, până din 2016 în 2020, o ușoară scădere în 2021, dar nu, repet, încă o dată, nu una semnificativă. Deci dacă ne uităm la calitatea propriei vieți și modul în care oamenii și-au perceput propria viață, foarte multe nu s-au schimbat, ca să spun așa. Constant, ceea ce este evident, însă se observă că situația financiară a crescut, spre exemplu, constant de la 2016 la 2019, de la 2019 la moment la omoare și reclasă. Facilitățile orașului. Cam așa arată nivelul de satisfacție al timișorenilor sau aprecierea timișorenilor cu privire la infrastructura și facilitățile orașului. Deloc întâmplător aș putea spune că în cap de listă, cu pondere mai mult de roșu decât de verde, stau elementele de infrastructură. Și aici vorbim de traficul auto din oraș, de starea clădirilor istorice, de starea drumurilor, trotuarele, pistele de biciclete. Deci dacă ne uităm la primele elemente, observăm că la nivel de infrastructură, aici avem principalele elemente de nemulțumire. În ordine descrescătoare urmează apoi creșele și elementele de facilități. Da? Serviciile de sănătate, transportul în comun, deja acolo, după transportul în comun, lucrurile încep să crească, facilitățile culturale. Observăm că deja raportul se schimbă și vorbim deja de mai multă apreciere pozitivă, de mai mult verde decât roșu. Spre deosebire de anii trecuți, dacă până anul trecut am avut într-o singură categorie grădinițele, școlile și universitățile, la sugestia primăriei, anul acesta le-am separat, tocmai pentru a putea evalua mult mai acurat elementele de creșă, elementele de școli și universitățile și le-am pus ca indicator diferit, tocmai pentru a ieși măsura diferit. Și am vrut să vedem cine sunt ei. Și sau câți la sută folosesc. Observăm că 31,1% declară că utilizează transportul comun, 31,2% obișnuiesc să meargă pe jos, 15,5% bicicleta și, surpriză, 68% dintre respondenți declară că obișnuiesc să meargă cu mașina, ceea ce ne spune că avem, dacă ne gândim acum la starea drumului și aglomerația în oraș, oarecum putem să o înțelegem. Pentru că ea vine, de fapt, de la obișnuința timișorenilor cu privire la utilizarea mașinii. Am mers un pic mai departe pe mașină. Cine sunt cei care utilizează mașina? Și observăm că mai mult utilizează bărbații decât femeile mașina. Și mai mult utilizează persoanele cu studii superioare, mai mult utilizează decât persoanele cu studii inferioare.
anterioare și eventual mai oare, dacă nu ținem cont de 18 și 24, deși acolo avem 66%, observăm că pe măsură ce crește vârsta după 45, scade utilitatea mai sau trecut obișnuința de a utiliza, mașina. Da. Nu ne-am oprit aici. Am încercat să vedem cum arată utilitatea sau cum se distribuie la nivel teritorial această obișnuință de a utiliza mașina. Da? Și cam așa arată lucrurile. Și după cum vedem, dacă și colegul meu, Alexandru Drăgan, o să poată să vă explice mult mai bine și mai acurat aceste date, putem observa clar că cu roșu înseamnă utilizează foarte mult. Aici, deci codul roșu înseamnă că utilizează foarte mult, codul verde înseamnă că utilizează foarte puțin. Observăm că, în general, periferia obișnuiește să utilizeze transportul în comun, să utilizeze mașina. Ceea ce voiam să spun este că s-ar putea să fie corelată și cu posibilitățile de transport în comun care există la periferie și cu infrastructura de transport în comun care, așa cum bine știți, este o infrastructură care a fost adaptată. Asta cred că la un moment dat noi am utilizat date de la, de la departamentul de fizică de la noi cu măsurători obiective realizate în oraș și am observat că există o puternică corelație între calitatea aerului măsurată, da, într-un anumit punct și tipul de răspuns sau satisfacția respondentului din proximitatea imediată a acelui punct. Da? Cu cât valorile erau mai sus, cu atât gradul de valorile de poluare, mă refer, cu atât gradul de nemulțumire era mai jos. Vorbim și de o distribuție teritorială pe nivelul orașului în acest sens. Bun. Din punct de vedere al analizei longitudinale, lucrurile stau cam așa. Da? Până în anul, observăm un trend relativ constant cu oarecare scădere de la 2020, de la 2021 pentru cam toată, pentru calitatea aerului, calitatea apei de la robinet, grad de curățenie și nivelul zgomotului. Cea care însă cunoaște cea mai acută scădere este cea legată de spațiile verzi și parcuri. Spațiile verzi și parcurile sunt cele care au cunoscut de la 2020, oricum ușor chiar din 2019, dar din 2020 mai accelerat, scăderea nivelului de calitate. Deci, cu siguranță, aici este o zonă în care autoritățile publice pot să intervină și în care orice intervenție este binevenită. Percepția timișorenilor asupra orașului. Am vrut să vedem cum percep timișorenii orașul în care trăiesc și, în acest sens, am avut câteva enunțuri pe care le-am testat. Primul dintre ele a fost: primăria cunoaște problemele reale ale locuitorilor din Timișoara. Că de altfel și primăria orașului Timișoara este eficientă în rezolvarea problemelor cetățenilor. Aici avem cel mai ridicat grad de dezacord. Timișoara este angajată în lupta schimbărilor climatice și presa din locale din Timișoara relatează corect și imparțial realitățile orașului nostru. Avem a doua zonă, sau al doilea eșalon de dezacord. Da? După care intrăm într-o zonă mult mai un grad de acord și de toleranță mult mai ridicată din partea de timișorenilor. Și aici, atunci când vorbim de cetățenii care locuiesc în Timișoara, sunt bine integrați, observăm că majoritatea oamenilor sunt de acord, ceea ce ne confirmă încă o dată un element central, definitoriu și, dacă vreți, pentru noi, pentru Timișoara, aceea al multiculturalității, aceea al, sau al interculturalității, am putea spune clar, al interculturalității active, care se manifestă în orașul nostru și este de lucru pe care trebuie să-l cultivăm și să-l promovăm în Timișoara. Să-l promovăm. De asemenea, cetățenii străini sunt considerați ca fiind bine integrați,
este ușor să-ți găsești un loc de muncă în Timișoara și zona în care avem poate cel mai mare aport al timișorenilor este legată de activitățile culturale. Foarte important, mai ales în momentul acum, în momentul în care suntem în prag de calitate de Timișoara capitală culturală. Din partea timișorenilor avem o foarte mare încredere acordată acestui tip de demers. Da? Și aici vorbim de activitățile culturale, sunt foarte importante pentru bunăstarea orașului. Este un mare atu de percepție pe care îl avem și care trebuie exploatat în acest sens. Așa arată analiza longitudinală modul în care sunt perceput, este perceput orașul. Și cu bunăvoința dumneavoastră, eu o să mă opresc aici. Bună ziua tuturor! Intenționat am făcut o schimbare de ritm și poate și de tempo, pentru că în această seducătoare zi de vine, 29 iulie, poate că pentru public e destul de greu de urmărit această succesiune abundentă de grafice și hărți. În cele ce urmează o să prezint într-adevăr situația cu privire la cartiere. Avem același tip de întrebare, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații. Și în acest sens avem din nou locurile de parcare, sunt mulțumit de locurile de parcare din cartierul meu sau sunt mulțumit de oportunitățile de petrecere a timpului liber în cartierul meu. Aici avem cel mai mare grad de mulțumire. Dacă primul este deja în linia celor enunțate anterior, al doilea este soft și chiar subtil, oportunitățile de petrecere a timpului liber, lucru care poate face apel atât la zona de parcuri, în zona de locuri de joacă, în centre de cartier și așa mai departe. În altă ordine de idei, înțelegerea cu vecinii, ideea de comunitate, de liniște și de siguranță, sunt lucrurile cele mai apreciate la nivel de cartier. Mă înțeleg bine cu vecinii mei, mă simt în siguranță în cartierul meu, sunt scorurile cele mai pozitive pe care le-am obținut. În ceea ce privește oportunitățile de petrecere a timpului liber, ne-am interesat în mod particular această întrebare, pentru că nu apare în datele oficiale, nu e destul de subtilă. Observăm că, de acord cu această afirmație, sunt tocmai categoriile de vârstă opuse. Sunt cei foarte tineri și cei de peste 65 de ani. În rest, populația activă, în general, nu este mulțumită de lucrul acesta și observ că nu sunt suficiente oportunități în cartierele Timișoara. Dacă ne uităm la hartă, de acum urmează o serie de hărți, previn, și spun că, în mare parte, la decembrie, vom avea scală de 4, unde 1 egal deloc mulțumit sau deloc de acord, și 4 egal total mulțumit sau total de acord. Roșu, în general, va significa părțile negative și verde părțile pozitive. Deci cât de mulțumit sunteți de starea drumurilor din oraș? Aici corelația spațială se leagă, în primul rând, de zonele din oraș, unde actualmente avem șantiere, lucrări și așa mai departe, cum se întâmplă la Rona, Plașcovici, zona Mircea și așa mai departe, dar și în zona Cunț sau Brăitin. Mai departe, sigur, e harta probabil cea mai așteptată, în linie cu ceea ce s-a spus mai devreme. Gradul de mulțumire cu privire la locurile de parcare e un subiect pe care toată lumea îl cunoaște și îl experimentează, cred, cotidian. Dar aici aș face totuși un bemol. Deci gradul de mulțumire, în general, este scăzut. Cu unele excepții. Cartierul Soarelui, de exemplu. Cartierul Soarelui stă de departe, cel mai bine, din un alt punct de vedere. Și alte cartiere în care explicația ține de morfologia cartierului, de densitate. Fratelia, Freidorf, Blașcovici, zone unde nu avem mare densitate și deci nu este presiune mare pe spațiul propriu-zis, pe locul disponibil, pe stocul de locuri disponibile în acel cartier. Trecem la zona de creșteri. Sunt mulțumit, în ce măsură sunteți de acord cu afirmația, sunt mulțumit de creșterile din cartierul meu. Variațiile nu sunt extraordinar de mari, însă ce-aș sublinia aici este că zonele
periferice sunt cele în care gradul de nemulțumire este cel mai mare și de aici încolo, chiar și vă previn, o mare parte din hărți va arăta această dicotomie dintre centru și periferiile din Timișoara. Suna Polonă, Steaua, Plăcunț, Dumetești și așa mai departe. Grădinițe nu este o diferență foarte mare, cu mențiunea că jumătatea nordică, în general, stă mai bine decât restul orașului. În ce privește școlile din cartier, aici lucrurile sunt mai nuanțate. Există, într-adevăr, dicotomia centru-periferie cu unele amendamente. De exemplu, cartierul Oradului este mult mai rău decât zonele învecinate. Decât Lipovei, decât circumvalațiuni, decât Totalului și așa mai departe. Dar am avut curiozitatea să suprapunem pe aceste hărți subiective și măsurături obiective, pur și simplu școlile cu adresă și număr, creștere și așa mai departe. Și dihotomia este clară între numărul de școli din cartierul Oradului și cele din zona Tacea, de exemplu. Da? Deci existența, pur și simplu, creează și existența sau lipsa unei infrastructuri sau unei dotări, creează, bineînțeles, și percepția ulterioară. Despre serviciile de sănătate, doctor și spitale, cel puțin din punct de vedere cartografic, eu ca cartograf trebuie să spun că nu există o spațializare. Lucrurile la nivel spațial de data aceasta și cred că e aproape singurul caz, în puține astfel de cazuri unde spațiul nu contează atât de mult, deci nu avem o logică geografică aici. Nu știu, centru versus periferie, nord versus sud. Pentru că serviciile de sănătate nu sunt cele la care recurgem zilnic, mergem la școală zilnic și atunci distanța față de școală e esențială. La spitalul județean poate nu sperăm să mergem cât mai rar. Și atunci nu există o spațializare în acest sens. În schimb, siguranța la nivel de cartier, noi am spus mai devreme, și aici e puterea cărților, am spus mai devreme că, în general, cartierele din Timișoara sunt sigure. Și media mare de Timișoara arată bine. Ne putem relaxa. Ne putem relaxa până în punctul în care vedem cum stau lucrurile pe hartă. Pentru că pe hartă nu toate cartierele stau bine la nivelul siguranței. Este cazul zonei Polonă, este cazul zonei Iosefin, Gara de Dor și așa mai departe, Steaua, Plopunț, chiar și Badea Cărțan. Chiar și Badea Cărțan către Model și Buzășul. Deci, cred că asta ajută foarte mult nuanțarea aceasta a reliefului social, arate care sunt zonele prioritare, nu numai la nivel de, suntem aici la nivelul siguranței pe cartieră, care sunt zonele prioritare de intervenție. Aceasta poate fi corelată chiar și cu luminatul public, siguranța. Un coleg de la București o hartă a fricii la nivelul Bucureștiului și a corelat mai mult decât cu infracționalitatea propriu-zisă, deci el a luat unde vă e frică cel mai tare, nu corespundea perfect cu numărul de infracțiuni, corespundea în schimb mult mai bine cu gradul de iluminație public, frica de tuneric și așa mai departe. Mulțumirea față de facilitățile sportive, terenuri, sări de sport. Aici, chiar dacă pe hartă vedeți roșu versus verde, diferențele totuși nu sunt foarte mari. Avem medii între 2,15 și 2,95 din 4. Deci pe aici se situează Timișoara în general, sigur cu unele variații. De data aceasta, în unele dintre cartele istorice, Iosefin, Zabetin și așa mai departe, versus soarelui circumvalațiunii. Mai departe avem participarea. Aici nu mai este percepție, părerea mea e că particip, deci pur și simplu frecvență. Cât de des participați la spectacole sau concerte. Sigur, în medie, mai maxim o dată pe lună, asta e media unui timișorean, să zicem. Timișoreanul general, sau cum să-l numim. Da? Însă și aici există o geografie între cercul și periferie. Evident, spațiile periferice, cu excepția unor cartiere emergente, în care și dinamica construcțiilor și a imigrației dinspre alte zonele orașului, a instalării tinerilor familii, cum e Braitimu sau Mehala, aici avem zone care, cu populație care accesează mai des evenimentele culturale, versus, din nou, spații periferice, în general, Polonia, Ploc, Unț, Fratelia și așa mai departe. Mai ales că el a fost făcut într-o perioadă în care impactul psihologic al pandemiei, care, așa cum spuneam colegii noștri, era încă major, a avut, cum să spun, poate și un
o explicație oror în respondenții cei care au răspuns la acest sondaj. Sunt câteva lucruri foarte importante aici în sondaj, la care cred că dumneavoastră, ca și comanditar și mai ales ca identificat, ne puteți oferi câteva răspunsuri. Cum ați comentat acest barometru? Câteva lucruri interesante care s-au desprins aici, foarte importante de altfel, legate de curățenie, de percepția asupra siguranței. Sunt câteva chestiuni pe care le găsim în orice psihologie socială, în pornind de la Maslow, de la piramida nevoilor, până la reacțiile timpice, afective, senzoriale și de cunoaștere. Până primar, mă rog. Da, în primul rând mă bucur cumva că foarte mulți timișoreni, când sunt întrebați de viața lor, sunt mulțumiți. Se pare că suntem totuși un oraș de fericiți, da? Dar mulți spun, totuși, în oraș multe lucruri ar trebui să se schimbe și, cum să zic, dacă eu aș fi răspuns la acest chestionar, probabil aș fi dat multe răspunsuri similare și, adică, multe din aceste lucruri m-au deranjat și pe mine și au fost motivul de ce am candidat la primărie. Multe lucruri, de exemplu, întrebați de curățenie, tocmai le am depistat și noi și am acționat. Când a fost în momentul în care a fost făcut acest studiu, suprafața străzilor curățate era 55%. Acum e 95%. Și eu o să fiu foarte curios la anul dacă se schimbă ceva. Adică asta pentru mine cel mai interesant este dacă unde noi pe cifre avem o realitate obiectivă schimbată, dacă se schimbă într-adevăr și percepția. Și pentru că nu întotdeauna simt că e neapărat o legătură. M-aș fi așteptat, nu știu, că asta a fost cred că în noiembrie-decembrie anul trecut. M-a aștept, atunci au fost problemele cu Colterm, a fost și blaștieri zilnic și așa mai departe. Mă aștept că atunci, de exemplu, în acest moment, dacă oamenii sunt întrebați de, nu știu, de temie, să dea un răspuns negativ. Deci asta zic, noi acționăm, bineînțeles, mai ales acolo unde sunt probleme. O surpriză, trebuie să spun, a fost un pic pe spații verzi, unde, într-adevăr, în 2020 a fost un an electoral, s-a investit enorm de mulți bani în secția asta de spații verzi, deci bugetul din 2021 nu era exact la fel, dar și acolo am făcut anumite de schimbări la horticultură, e nou director de la horticultură aici. Deci, cred că asta pentru noi e cel mai important, într-adevăr, e acolo când intrăm mai spațial și în cartiere. Asta ne ajută foarte mult să ne prioritizăm investițiile și programele și să vedem, de exemplu, pe partea de siguranță publică. Ok, avem clar o problemă în zona Iosefin, în Gara de Nord, în Polona, oricum avem mai multe probleme, mai ales de natură socială. Deci clar că cu cât mai bine putem să plasăm aceste lucruri pe hartă, cu atât mai mult ne ajută pe noi. Sunt alte lucruri unde nu mi-e foarte clar care sunt concluziile. De exemplu, lumea pare să fie foarte mulțumită sau destul de mulțumită cu școlile. S-ar putea să fie tocmai cei care nu mai au copii la școli, care zic, da, sunt foarte mulțumiți. Și cei nemulțumiți sunt tocmai părinții care au copii la școli, că eu nu sunt mulțumit cu infrastructura școlară în Timișoara. De aceea cred că e important să luăm aceste date ca o încurajare să ne uităm mai bine în anumite domenii, dar nici nu este o Biblie unde eu, de exemplu, pot să zic, da, oamenii sunt mulțumiți cu siguranță publică, de aceea pe mine nu mă mai interesează siguranța publică în Timișoara. Deci e un set de date interesante, dar e interesant mai ales acolo unde unde trebuie să înțelegem mai bine și de aceea am avut o scurtă discuție cu domnul
domnul Matichescu și domnul rector înainte, va trebui să ne gândim dacă nu cumva extindem acest proiect de cercetare și intrăm și în niște cercetări mai calitative, să întrebăm cetățenii ce exact vor să ne spună cu aceste rezultate. Dar oricum, pentru noi e un instrument extraordinar de important și mă bucur să-l... Da, mulțumesc, Roma. Eu sunt cadet de gază aici, organizatorul primăria, am mai spus-o, și evident e normal să fie așa. Nu voi intra în analitică pe problemele discutate, pentru că avem specialiști și cu siguranță poate și publicul ar dori să intrăm într-un debate dacă există acest interes. Cert este că lucrurile așa trebuie să se facă. Adică să avem un barometru, să cerem părerea, să vedem percepțiile, să cuantificăm percepțiile, să vedem câte din ele au în spate, într-adevăr, ce spunea domnul primar, o bază reală, una personală, una generală și, în continuare, acțiunile să fie în concordanță și deciziile să fie în concordanță cu ceea ce își doresc oamenii, pe de o parte, dar și nu poți să mergi doar într-o idee de plebiscit și să faci doar ce doresc oamenii, ci trebuie să ai și un anumit tip de viziune, o viziune europeană, într-un cadru european, într-o direcție generală, dar, evident, la micro-management să încerci să satisfaci cât mai mult din ceea ce doresc oamenii. Nu. Oamenii, în general, își caută lideri care să îi ducă în direcțiile corecte, nu doar să le pun în buzunar ceea ce își doresc ei. Și un lider așa trebuie să gândească, pentru că într-o direcție de, sau într-o viziune de ce ar trebui să fie Timișoara în următorii 10 ani, cu siguranță lucrurile trebuie gândite în această paradigmă. De cetățean, o să-mi spun părerea. Mi se pare foarte interesant, o să fie foarte interesant ascult părerea domnului profesor doamna psihologie, pentru că cred că are niște date foarte interesante, niște interpretări mult mai adecvate. Așa că, cetățean, la o primă vedere a barometrului, undeva la finalul anului trecut, încrederea românilor în guvern și în, mă rog, în structurile de la București era undeva la 12-13%. Așa, la o primă vedere, la nivelul primăriei Timișoara, dacă ne uităm cu cei care sunt de acolo, niște apoi, stăm la dublu. Acum, eu și caracteristica zonei. Nu mă refer pe toate, altele stă mai bine, dar dacă luăm în cadrul general. Nu mă refer acum la caracteristice zone, că probabil Banat, automat, nu e Gică Cozna, chiar așa cum e zona de București, să spunem. Atunci, aici sunt niște lucruri pe care cred că le sociologii și psihologii le pot spune mult mai bine. Acum, ca cetățean, e o ușoară scădere a percepțiilor în 2021 față de 2020. Probabil sunt câteva explicații, de-aia aștept foarte mare interes explicație zonei de psihologie. Una ar fi, s-au terminat alegerile și în 2020, normal, tipic în România, noi avem așteptări extraordinare de la cei pe care îi votăm. Nu ne uităm și ce resurse au la dispoziție aceștia și atunci, automat, după jumătate de ani, într-un stil emoțional, obosim puțin. Chiar dacă, probabil, la nivel de strategii se pot vedea lucruri, nu avem nici răbdare să așteptăm. Pe de o altă parte, există și situația de anul trecut, care pe zona pandemică a fost destul de drastic, dramatică și cred că asta a influențat. Eu personal am fost încă și luna noiembrie, nu ajută autoritățile. Dacă mă întreabă în noiembrie cineva, dacă mă întreabă numai, percepția mea va fi mult mai bună luna mai decât luna noiembrie, din punctul meu de vedere. M-am uitat la Ronaț, eu fiind în cartierul Ronaț, mi s-a putut amuzant că lumea se prinde de locuri de parcare fiind în zonă de case, dar probabil fiind în lucrare bucăneștilor, nu au avut unde să parcheze oameni. Deci există și percepții foarte subiective, dar există explicații pentru aceste percepții. Mi-a spus părerea de cetățean. Ca rector al Politehnicii, așa cum au spus și colegii mei și mă bucură, putem ajuta și pe partea de sociologie, având departament și pe aveți legături foarte bună cu departamentul nostru, studenți, persoane de comunicare care pot să ajute la acest barometru, dar și explicații, și aici putem ajuta primăria, pe
zona tehnică, mobilitate, de ce avem anumite percepții, corelate, bineînțeles, cu explicații clare, tehnice, care pot ajuta. Eu cred că pentru primărie, în ansamblu, e un instrument foarte bun, dublat puțin de date tehnice și voi deja ați și făcut anumite observații care mie mi-au plăcut și sunt foarte pertinente. Mulțumesc! Foarte scurt, dar să zic asta, una dintre cele mai șocante pentru mine rezultate, și asta într-adevăr știm din toată Europa care are de a face cu pandemia, este asta cu cât de des oamenii folosesc mașina și cât de drastic a scăzut transportul în comun. Și asta, apropo, e și o așa problemă economică, că acum combustibilul și energia s-au triplat și în același timp avem din ce în ce mai puțin utilizatori. Deci ne creează foarte mari probleme pentru STTT. Dar aici, această, să zicem, noua realitate, cred că e foarte important și împreună cu universitățile să găsim răspunsuri de politici publice, cum putem iarăși să inversăm acest trend. Pentru că nu poate să rămână așa ca oamenii să folosească atât de mult mașina personală. Și, într-adevăr, e interesant că, în același timp, se plâng cel mai mult că situația traficului e nasoală. Păi, tocmai. Bine, e și pentru că avem multe lucrări și așa mai departe, dar aici chiar cred că, și de aceea insist să spun că nu este nu ar trebui mingea aruncată doar în curtea primăriei. Noi, ca o comunitate, trebuie să ne întrebăm ce putem face ca se pare acest efect enorm al pandemiei în zona mobilității să poată fi inversat. Pe care îl rog să ne spune câteva idei, să concluzioneze din perspectivă psihologică, dacă vreți, din perspectivă senzorială, cum credeți că, cât de mult a fost influențat sau care a fost impactul acestor întrebări, mai ales că el s-a petrecut sondajul în noiembrie-decembrie 2021. Trăim o epocă a fricilor, nu? Spunea un filozof francez, o epocă a neîmplinirilor și a nesiguranței. E foarte important să ne redați câteva cuvinte care îi percepeți dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc frumos, să salut pe domnul primar și pe onorații membrii ai comunității universitare și publicul din ziua de astăzi. Aș începe prin a vă atrage atenția asupra ceasului pe care îl vedem în imaginea cu orașul Timișoara. Dacă veți avea curiozitatea să dați un search, să scrieți ceas pe Google, veți observa că 80% dintre imaginile care vă vor apărea vor arăta doi tipi, să spunem. Știe cineva despre ce vorbesc? Bun. Cam toate ceasurile arată ora 10 și 10 sau 2 fără 10. Pentru că acea imagine este o imagine de publicitate menită să transmită un mesaj pozitiv și să ne facă pe noi să cumpărăm acele ceasuri. Aici avem un ceas care nu știm dacă e blocat sau nu la ora respectivă, dar care arată ca acei mușchi responsabili cu zâmbetul, cei pe care Duchenne a identificat marele zigomatic, să fie un pic mai puțin optimist, ceea ce se potrivește destul de mult cu contextul pe care onorații antevorbitori l-au punctat destul de clar. Da, este un sondaj făcut în cel mai probabil prost moment post 89 al acestei țări și poate chiar al lumii, așa, cel puțin, eu vorbesc acum clar și dintr-o perspectivă subiectivă. Există factorul politic care trebuie luat în considerare, există factorul economic, oamenii în situații de pauperitate iau decizii mai proaste. Dacă noi facem un test de inteligență într-un moment mai prost economic, o să ieșim mai prost la acel test. Așa cum dacă dăm testul într-o sală mai mică sau într-o sală mai aerisită, vom avea rezultate mai bune într-o sală mai mare. Sigur că e foarte bine să repet și eu ideea care a fost punctată. Harta nu e teritoriu. Asta este o hartă. Este o măsură subiectivă, dar nu mai puțin relevantă a locului în care noi ne aflăm ca oraș. Sigur că oamenii atunci când sunt înfricoșați, oamenii când se simt nesiguri, când anxietatea tinde cumva să ne dezactiveze lobii prefrontali și să ne
ducă spre zona aceea de fight or flight, vor fi tentați să guste populismul, vor fi tentați să caute acel stil de leadership autoritar cu care noi, inclusiv cultural, din păcate, suntem cumva obișnuiți. Și atunci, ăsta este paradoxul. Dacă ai oameni care sunt statici, care nu sunt deschiși pe mobilitate urbană, poluarea, stresul adus de poluare, așa mai departe, îi va face mai refractar la decizii optime pentru sănătatea lor. Sunt multe cercuri vicioase pe care împreună, parteneriatul, universitar, primire și mai departe, are datoria să încerce să-l schimbe. Sigur că mai zâmbeam aici, oamenii din România sunt foarte fericiți în propriile, din Timișoara, în propriile case. În România, jumătate din populația aproape trăiește sub numărul minim de metri pătrați care ne ajută să avem un well-being. Okay? Viena este de vreo 12-14 ani locul întâi în lume la nivel de calitatea vieții pe măsuri obiective. Adică cât spațiu verde avem, ce acces avem și așa mai departe. Nu-i sigur că la percepția proprie s-ar putea să-i bate pe vienezi. Și atunci, sigur că sunt măsuri subiective, dar care ne ajută foarte mult să înțelegem până la urmă care este orașul. Eu aici nu mă revendic neapărat la o zonă de psihoterapie, pentru că discuția nu este neapărat legată de domeniul de activitate. Eu mă revendic și la zona de societate civilă, din care fac parte și salut pe colegii pe care îi văd astăzi prezenți în sală. Și cumva, sigur că și aici e un parteneriat care avem datoria să-l menținem, așa că mă bucur să fiu astăzi aici.